Negocierile pentru funcțiile de prefect și subprefect din țară sunt încă în toi. Coaliția aflată la guvernare încă nu a ajuns la un acord, iar în acest moment nu se știe cine rămâne și cine pleacă. La Olt, prefectul în funcție, Florin Homorean, spune că activitatea sa se focalizează mai mult pe rezolvarea problemelor actuale, dar așteaptă cu interes decizia finală a liderilor de la București. În acest moment, prefectul de Olt este numit într-o hotărâre de guvern din anul 2019. Noi ne exercităm în continuare atribuțiile în baza acelei hotărâri de guvern și în baza celorlalte prevederi legale, codul administrativ și celelalte acte normative care reglementează instituția prefectului. Ca reprezentant al guvernului în județul Olt, aștept să vedem care este situația de la nivel național, dar v-am spus, preocuparea noastră este acum să ne desfășurăm activitatea în condițiile prevăzute de lege, indiferent de decizia politică care se va lua la nivel. Reporterii Olt TV au încercat astăzi să ia legătura cu președintele USR Olt, Fănel Bădici, pentru o poziție oficială, însă nu a răspuns. Din informațiile aflate pe surse, dacă cele trei partide aflate la guvernare nu ajung la un consens, funcțiile de prefecți și subprefecți ar putea fi trase la sorți prin bilețele.